Dacă până nu de mult stațiile CFR din județ dădeau orele exacte și reprezentau un punct fix pentru călători, în momentul de față acestea arată deplorabil. Este vorba în special de acele stații locale din comune care au ajuns să fie devastate, devenind astfel adevărate focare de infecție fără ca nimeni să ia măsuri. Un exemplu este în comuna Mireșu Mare, o stație care până în anul 2000 era foarte căutată de călătorii din toate satele aparținătoare, în special de navetiști. Stația CFR și clădirile aferente arată ca după un adevărat război. Cu acoperișul care stă să cadă, geamurile sparte, iar înăuntru imaginea este de coșmar. Un pericol pentru cei care trec prin zonă și un adevărat focar de infecție. Lângă stația CFR se află și o fântână care de asemenea reprezintă un posibil pericol, mai ales că nu este îngrădită și nici închisă. Prima impresie pe care orice călător o are când coboară din trenurile care încă mai opresc aici este una de gară a nimănui. Primarul comunei Mireșu Mare, Ioan Mătieș, aflat la primul mandat, afla de situația din zonă și ne-a declarat că a făcut primele demersuri către CFR. Noi am făcut o adresă către SNCFR Cluj-Napoca și noi le-am arătat inclusiv atribuțiunile care le-au vis-a-vis de salubrizarea zonelor și mai ales de întreținerea construcțiilor din patrimoniu. Nu știu deocamdată, pentru că eu nefiind jurist, nu știu și ce repercursiuni pot avea dacă nu își întrețin obiectivele care de fapt sunt în patrimoniul lor. Se pare că sunt extraordinar de rigizi și au rămas cu legislația ca și pe vremea în care SNCFR-ul funcționa la parametrii normali. Ioan Mătie spune că nu are cunoștință despre ce s-a întâmplat în anii trecuți, nefiind la primărie, însă susține că lucrurile nu pot să rămână în acest fel, iar CFR este obligat să ia măsuri, având în vedere că sunt în întreținerea căilor ferate. Adresa am trimis-o în 6-7-2016. Invităm să vă prezentați la primăria Mireșu Mare pentru a hotărâ împreună situația celor prezentate mai sus, întrucât nu ne este chiar indiferent modul în care arată aceste obiective situate pe raza comunei noastre. Pentru că, până la urmă, lumea crede că noi suntem vinovați, suntem niște gospodari de doi bani. Dacă nu este posibilă deplasarea în comuna noastră, vă rugăm să vă emiteți punctul de vedere înscris. În caz contrar, vom apela la șefii ierarhici. Primarul precizează că se va consulta și cu un jurist pentru a vedea care sunt prevederile legale prin care administrația locală poate obliga CFR să se ocupe de aceste spații, ori să le întrețină, ori să le dea în chirie, cum se întâmplă și în alte județe. Interesant este că pe site-ul CFR apare următorul aspect. CFR exploatează un patrimoniu funciar și imobiliar important, format din terenuri și clădiri diverse, birouri, clădiri tehnologice, clădiri de stații. Patrimoniul funciar și imobiliar este utilizat în cea mai mare parte pentru activitățile specifice de exploatare și întreținere a rețelei feroviare. O parte din patrimoniul imobiliar, în special din clădirile stațiilor, este exploatat în scopuri comerciale în interesul comunităților locale și al agenților economici. Ocazional, în funcție de necesități și de disponibilități, CFR organizează licitații publice pentru închirieri de spații și sau terenuri din proprietatea sa privată în condițiile prevăzute de lege. La Mireșu Mare însă, ceea ce apare pe site-ul căilor ferate române nu pare să se respecte și cu siguranță aceasta nu este singura stație CFR aflată în această situație.